Bună seara, bună ziua sau bună dimineața și la mulți ani, dragi români de pretutindeni. Iată-ne la un nou episod al podcastului nostru. Bine ați venit în 2022, anul cu poate cele mai mari schimbări care vor fi de acum încolo. Am început cu piciorul drept, sau cel puțin așa credem noi. Însă, de acum încolo, trebuie să vedem și cu ce picior finalizăm dansul acesta al anului 2022, pentru că o fie un an cu schimbări teribile, surprize pe toate planurile, surprize politice, sociale, economice, medicale, culturale, sigur că da. Iată-ne la episodul 22. Ca să vedeți, am ajuns, dragi prieteni, dragi români, dragi compatrioți, să facem 22 de episoade ale podcastului nostru. Da, este o mică performanță, să spunem așa. Acum, având în vedere limitările noastre, sigur că este o performanță destul de mare. Am rămas și noi creatori de conținut pe această temă a culturii. Și iată că mergem mai departe. Astăzi vrem întâi și întâi să vă urăm din nou la mulți ani toate cele bune să se adune, cele rele să se spele, așa cum e vorba. Vă urăm să aveți parte de un an plin de reușite, de bucurii, de împliniri pe toate planurile. Liniște și pace sufletească, multă lumină în căutările voastre, toate dorințele și toate năzuințele, fie ca Domnul să vi le îndeplinească așa cum le căutați, așa cum le năzuiți, așa cum le simțiți. Și fie ca acest an să vă aducă tot ceea ce aveți în plan și toate planurile să vi se îndeplinească punct cu punct, literă cu literă, de la cap până la coadă. Da, dragi frați, astăzi e o zi de început de ianuarie, 3 ianuarie. O cifră destul de creatoare, cifra 3, este o cifră a concilierii. O cifră care ne aduce aminte de faptul că trebuie să fim uniți, trebuie să fim împreună și dinpreună, așa cum noi am promovat de la bun început, încă de la înființarea acestui podcast și până acum, până în acest episod. Și vom promova în continuare această chestiune, a fi uniți, a fi dinpreună. Unirea, da, face puterea, însă unirea are nevoie de cooperare, nu are nevoie de competiție. Cooperarea e una dintre acele puteri pe care ni le exercităm din chemarea aceasta către a ne ajuta pe noi înșine, om cu om, de la om la om, față către față, persoană către persoană. Hei, astăzi avem o temă specială, am simțit nevoia să o abordăm pentru că deja s-a lansat în spațiul online, să spunem așa, o provocare, dacă putem să o numim, din partea anumitor patrioți sau pseudopatrioți, cum vreți să-i catalogați, desigur. Și vom vedea imediat despre ce este vorba. Astăzi vrem să vorbim despre competiția dintre patrioți și despre unul dintre călcâiele lui Ahile,
care poate să aducă înapoi o dezbinare și mai mare între noi și care poate să ne scindeze în multe bucățele, ca să spunem așa, în multe grupulețe. Nu se cade ca între patrioți să existe o competiție, eu sunt mai bun, am făcut foarte multe pentru țară, eu am sădit, eu am dres, eu am scos lumea în stradă, eu nu fac parte din cutare sau cutare formațiune națională sau internațională, fie ea globalistă sau altceva. Eu am pe cutare în spate sau l-am doar pe Dumnezeu și poporul român, etc. Aceste lucruri, sigur, sunt necesare doar în cazul în care lupți pentru electorat. Ori în cazul în care lupți pentru libertățile și drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, de la tine și până la mine, de la cutare și până la Cutărescu, nu se cade să ataci pe cineva în parte. Totul a început și vrem să vorbim despre aceste lucruri cu anunțarea candidaturii la președinție, la următoarele alegeri prezidențiale, a domnului dr. Călin Georgescu. Da. Vă voi duce și vă voi parcurge prin toate etapele acestor chestiuni despre care vreau să vorbesc astăzi, ca să vedem mai exact cum s-au întâmplat ultimele, să spunem așa, mici incidente, mici conflictulețe online între patrioți sau semi-patrioți sau pseudo-patrioți, nu știu cum să le spunem. Și, bineînțeles, domnul dr. Călin Georgescu, care este în continuare un patriot cât se poate de neutru în ceea ce privește și nu se bagă în chestiuni din acestea de atacuri, fie ele chiar și verbale, adresate în spațiul online. De ce spunem că totul a început cu anunțarea candidaturii când vor fi alegeri a domnului Călin Georgescu la președinție? Vedeți, și cu acest fapt o să punem și noi un motto astăzi. O să ne aducem aminte de ceea ce spunea Ion Rațiu. Nu acuza, nu critica naționalistul și patriotul care încearcă să facă ceva pentru țară. Fă tu mai bine. Asta am spus și atunci când pe site-ul nostru culturaromana.ro am promovat, să spunem așa, activitățile patriotice ale partidului Alianța pentru Unire Românilor. Și am lăudat. Am fost cei care am spus că îi susținem în continuare în activitățile lor patriotice. În afara activităților lor patriotice nu avem niciun fel de susținere, niciun fel de... Nu ne băgăm. Dar am spus-o foarte clar, și nu numai noi, și alții jurnaliști de seamă, nu criticați și nu condamnați, nu acuzați pe naționalistul care încearcă să facă ceva pentru țară. Faceți voi mai bine. Cât se poate de corect și cât se poate de simplu. Mai departe, am vizionat și noi
lunga emisiune, lungul interviu luat doamnei Diana Șoșoacă, senator independent, neafiliat, al României, la România Civică Rock TV, pe Facebook. Celălalt invitat era domnul jurnalist Iurie Roșca din Basarabia. Noi așa îi spunem. Nu Republica Moldova, este o denumire artificială pe care nu o considerăm. Deși, sigur, în momentul de față, din punct de vedere geopolitic, aceasta este denumirea micii părți a țării Moldovei care ne-a aparținut la un moment dat și care a plecat de la noi prin anexari atât țaristă cât și sovietică. Astfel că am văzut cap-coadă tot acel lung interviu de câteva ore, acea lungă emisiune realizată pe platforma Zoom și live pe Facebook. Și la un moment dat Diana Șoșoacă îl critică, îl acuză, îl atacă pe domnul Călin Georgescu. Și mai mult de atât, mai atacă și încă câțiva patrioți care, sigur, din punctul dânsei de vedere destul de subiectiv, nu au fost așa de solidari cu dânsa și cu soțul dânsei, Silvestru Șoșoacă, atunci când aveau nevoie, având în vedere, după cum știm, acel scandal cu pseudo-jurnalista italiană, care a intrat la ei în cabinetul de avocatură și, sigur, nu s-a prezentat, nu s-a legitimat, ba chiar mai mult, a fost destul de agresivă în vorbe și știm foarte bine care a fost deznodământul acelui scandal. Până la urmă, Silvestru Șoșoacă s-a ales cu un control judiciar și, sigur, nu e un lucru foarte plăcut deloc. Este ceva grav ce putea să îi se întâmple sub acuzația de ultraj, care nu a fost vorba de așa ceva, față de polițiștii care au venit în cabinetul dânsei. Dar în momentul în care, probabil că a văzut că pe mai multe posturi de televiziune și-a anunțat candidatura domnul Călin Georgescu, sigur, nu știu, poate a fost o invidie care i s-a activat, o, cum să spun, o portiță s-a deschis în care a găsit mână liberă, să spunem așa, să poată să critique o slăbiciune prin care să poată să critique și să acuze atât pe domnul Călin Georgescu, dar și pe alți patrioți, spre exemplu Cristian Terheș, desigur, nu i-a numit, dar știm că este vorba de cei doi, care se pare că au fost cumva asociați cumva împreună în anumite acțiuni, dar n-au ieșit public și au spus de astăzi colaborăm, ci doar au fost asociați, pentru că sigur și pe 2 octombrie
Dar și în alte cazuri au atât Cristian Terheș, europarlamentar PNCCD, cât și Călin Georgescu, care nu are nicio treabă cu niciun partid politic. De asemenea, nu are nicio treabă, și o să vedem mai încolo, cu nicio formațiune globalistă, sau cum vor unii să creadă. Au avut apariții pe aici, pe acolo. Mai mult Cristian Terheș a avut apariții împreună cu cei de la AUR. Pe 2 octombrie, desigur, au fost văzuți Călin Georgescu și Cristian Terheș vorbind pe scenă în piața universității la acel mare protest, unul dintre cele mai mari din această perioadă pandemică. Și cumva se creează ideea că ei doi poate ar vrea să cumva să comploteze împotriva, cine știe, patriotismului nepătat al Dianei Șoșoc. Și o să vreau să vedeți clipul efectiv. Am reușit să descărcăm 3 minute din acea, mă rog, să-i spunem, alocuțiune despre cei doi patrioți și despre alții. Și vreau să comentăm un pic. Cei care se cocoasă pe munca noastră ajung să facă tot felul de întâlniri prin circumscripția mea, încercând să mă șunteze pe la spate, sau să se ducă la Organizația Mondială pentru Viață și să spună: luați-mă pe mine, că eu sunt eroul vostru, dați afară pe Diana din Organizația Mondială pentru Viață. Hai, marș de aici, domnule, că te știi care ești. Rușine să-ți fie că te-ai cocoțat pe umerii mei când a fost cu minerii, te-am dus pe la toate ministerele și acum vorbești execrabil de mine. Apropo, există două personaje care fac pe patrioții, doi bărbați, unul în Parlamentul României, unul e în Parlamentul European, care atât de mult mă iubesc și mă susțin, și îl susțin pe Silviu, încât au fost singurii care n-au dat un telefon când Silviu a trecut prin ce a trecut să-i spună: băi, Silviu, ești bine? Te ajutăm cu ceva? Marș! Amândoi. Pe românește. M-am săturat. Anul nou e atunci când i-o tragi în față ăluilalt, da? Și îi spui pe față ceea ce gândești și spui în față poporului român că de fapt nu ești un naționalist, că de fapt nu faci altceva decât să acumulezi capital electoral, pentru că așa te-a pus Soros, pentru că așa te-au pus serviciile străine și române, să vii în România și după ce ai făcut parte din clubul de la Roma, să spui că ai ieșit de acolo și din masonerie, unde nu ești decât cu picioarele înainte, și să faci pe patriotul construind case cu bani de unde bani? De la dezvoltarea durabilă, doamna. Așa, de la dezvoltarea durabilă. Să vii să vinzi rahaturi de gen apă, energie, familie, dragi lași pe care le știi, dar fără să pui mâna să plantezi un bob de grâu. Pentru mine ăla e anul nou. Pentru mine anul nou când te duci și scoți tu în stradă oamenii, nu-i vezi strânși în față, prin fața Parlamentului European, și te faci că tu conduci masele de oameni. Nimeni nu a scos nicio masă de oameni în stradă. Nici eu, nici ceilalți. Oamenii au ieșit, au vrut ei. Cine și-a rogă acest merit de a scoate poporul român în stradă, e un mincinos ordinar. Și până una alta, nu există nici măcar un partid în România care să fie naționalist, cel puțin pe care să-l știți până acum. Niciunul! Toți mint! Toți! Toți se urcă pe cadavre să ajungă undeva. Apropo, pentru cei care spun de partidul de Tinichea, pentru că nu pot să-i spun altul. Da, dragi români, după cum ați văzut, limbajul Dianei Șoșoacă
Este unul vulgar. Este unul ce nu se cuvine să iasă din gura unui politician. A fi senator al României, deși înseamnă a fi demnitar, înseamnă a fi politician. Faci politică. Care este arta guvernării popoarelor? Faci politică, așa cum o faci, într-un mod subiectiv, dar faci politică, ca și senator. Indiferent cum te numești, indiferent dacă ești independent, indiferent dacă ești afiliat la vreun partid, nu contează. Nu se cade, nu se cuvine să existe, așa cum am spus de la bun început, competiție între patrioți. Sigur, poate că unele lucruri spuse în acea intervenție au un sâmbure de adevăr. Referitoare la Cristian Terheș, nu i-a dat nume, așa cum am spus. Referitoare la Călin Georgescu, nu i-a dat nume, desigur. Dar știm că este vorba, având în vedere, de dânsul este vorba, având în vedere menționarea numelui Clubul de la Roma. Însă în momentul în care vorbești despre faptele unui om, trebuie să-l cunoști întâi, trebuie să știi exact tot sau în parte, mare parte din ceea ce a făcut, face și de ce face sau de ce nu face. Diana Șoșoacă nu a citit nici o bucățică, nici măcar un cuvințel din cartea Cumpăna României. Nu a citit deloc din această carte. Nici măcar nu știa să spună corect care este proiectul domnului Călin Georgescu. Noi am citit-o. O studiem. Ca să o vedeți mai bine. Proiectul meu de țară este hrană, apă, energie. Nu a știut să spun. Apă, hrană, mă rog. Ați observat. Vindea apă, hrană, etc. Domnul Călin Georgescu nu vinde nimic. Da? Dezamăgitor. Diana Șoșoacă nu a văzut zecile, poate chiar sutele, de conferințe pe care, de-a lungul anilor, domnul Călin Georgescu le-a ținut în țară. În țară. Cât timp a fost plecat? Cât timp a fost plecat în Austria? Și s-a întors, a ținut conferințe, a plecat din nou, s-a întors, a ținut conferințe, interviuri, etc. Diana Șoșoacă nu cunoaște nimic din activitatea domnului Călin Georgescu. Activitate de consilier pe dezvoltare durabilă, ca și liber profesionist. Cuvintele mele? Nu. Cuvintele dânsului. Luați interviuri, le găsiți pe internet, le găsiți pe YouTube, le găsiți pe Facebook, le găsiți poate și pe alte platforme, probabil Rumble, o altă alternativă la YouTube. Luați interviurile, uitați-vă, de-a lungul anilor, din 2016, de când este scrisă această carte, poate chiar și dinainte, 2014-2015, Diana Șoșoacă nu cunoaște faptul, sau ignoră, mai degrabă ignoră, faptul că domnul Călin Georgescu a fost coordonatorul
și a contribuit la cu multe lucrări la elaborarea strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă din 2008 cu bătaie lungă până în 2030. Elaborat pe undeva prin 2008-2009. La cererea Uniunii Europene. Alte aspecte din viața domnului Georgescu nu cunoaște Diana Șoșoacă. Iar dacă ar cunoaște, ar ignoră, efectiv. Dacă ar fi citit cartea Cumpăna României, n-ar fi vorbit așa. Sau, măcar dacă îl critica, o făcea mult mai cu perdea și mult mai cu atenție. Ne aducem aminte că prin, mă rog, cercul Dianei Șoșoacă mai apare și un anume patriot, să spunem, care a făcut un foarte bun activism civic, antreprenor român, pe nume Cătălin Berenghi, îl respectăm. Îl lăudăm și îl susținem în toate proiectele sale, care mai sunt, că se pare că s-a răcit de ceva timp. Care acest domn Cătălin Berenghi, ca să dăm nume și să vorbim pe șleau, nu ne interesează cine o să ne raporteze, pe ce platformă, cine o să ne critique, după aceea nu ne interesează acest lucru. Domnul Cătălin Berenghi, mă scuzați, a candidat la primăria Capitalei și a luat un scor infim, ca și independent, în măsura în care dânsul are partid. Și a fondat partidul DAC acum ceva timp, acum câțiva ani. Puteți să căutați informații. Sigur, foarte bine. Însă de ce nu a candidat pe lista partidului DAC? A candidat ca și independent. A luat un scor infim. A mai avut o tentativă în care nici n-a putut să candideze. Mai mult de atât. Sigur, înainte de asta a făcut, așa cum am spus, un foarte bun activism civic. Foarte bun. Multe acțiuni, inclusiv acțiuni în instanță, multe acțiuni civice pe care le putem găsi mai ales în diferite articole din publicația Certitudine. Nu vom da lista acum, pentru că nu este vorba despre dânsul. Puteți să căutați informații, veți găsi foarte ușor. Dar ca și politician, este inexistent. Însă, această metodă a lui Berenghi a fost cumva metoda care a inspirat-o, să spunem așa, și pe Diana Șoșoacă în activitățile ei. Nimic rău în asta. Și nimic rău în activitățile Dianei Șoșoacă de până acum. Sigur. Suntem foarte recunoscători pentru toate acțiunile ei. Da, și a echipei de avocați care mai mult sau mai puțin sunt în spatele Dianei Iovanovici-Șoșoacă. Mai apar prin unele live-uri. Nu asta e cel mai important. Suntem foarte recunoscători. Dar de aici și până la a critica în acest fel și cu acest limbaj, dezavuăm total. Nu este normal. Vorbește despre masonerie? Vorbește despre Clubul de la Roma, în măsura în care nu cunoaște nimic despre Clubul de la Roma. Noi nu susținem Clubul de la Roma. Nu avem nicio treabă. România culturală
nu are absolut nicio treabă cu clubul de la Roma, nici cu masoneria. Ca dovadă, suntem foarte mici. Aproape inexistenți. Poate dacă eram și noi mari, băteam la ochi. Dar suntem mici. Nu avem sponsori. Ne autosustinem. Așa cum putem. Vorbea de masonerie? Păi să ne aducem aminte și noi că mama Dianei Șoșoacă este în grad mare în Marea Lojă Națională Română, nu-i așa? Știți cum e vorba aceea? Râde ciob de ciob și el nu se vede că e zob. Dom'le, nu avem nicio problemă cu doamna Alice Florescu, așa se numește mama Dianei Șoșoacă, de profesie medic. Nicio problemă nu avem cu dânsa. Nu criticăm. Ci atragem atenția asupra faptului că în momentul în care spui de cineva că e mason și știi tu, sigur, nevăzându-l în robă, în tunică, cu șorțuleț, pe Călin Georgescu îmbrăcat, nevăzându-l niciodată, niciodată, însă, pe mama Dianei, ba, foarte mult, în foarte multe interviuri, ce rost are să vorbim? Încă o dată, râde ciob de ciob și el nu se vede că e zob. Cine pe cine critică? Haideți să vedem și noi un clip cu un clip foarte scurt cu un interviu luat doamnei Alice Florescu. În cadrul unei întâlniri a masoneriei, în care da, vorbește despre Loja Națională. Să vedem. Etapă evoluată a evoluției umane și femeia are o pondere extraordinară. Mai trebuiesc două ca să ne înființăm ca și lojă separată. Marea Lojă Națională a României 1880 intenționează să devină o lojă mixtă începând cu anul 2013, ianuarie 2013. Așadar, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, știți cum e? Faptele sunt care sunt și în fața faptelor trebuie să ne înclinăm. În momentul în care ai în familie pe cineva în masonerie, cum ai putea să vorbești în felul acesta despre masonerie? Fără să-ți fie teamă, fără să consideri că nu știu, poate cineva din masonerie o să spună, auziți, doamnă, ce ați spus? Ați uitat că mama dumneavoastră este. În momentul în care spui, din masonerie nu se iese decât cu picioarele înainte, serios? În momentul în care faci ceea ce face Călin Georgescu și spui ceea ce spui, ceea ce spune Călin Georgescu, nu că ești cu picioarele înainte, vei fi cu picioarele înainte în secunda 2. Este contrar doctrinei, oricărei doctrine a masoneriei. În măsura în care acolo, poate dacă ești globalist, nu pățești nimic, ba chiar ai și succes. Ce globalism este în tot ceea ce scrie și spune Călin Georgescu? Unde? Care este dovada faptului că, vezi, doamne, este finanțat de către Gheorghe Schwarz, George Soros? Care? Vrem și noi statele de plată, extrasele de cont. Hai să vedem. Care sunt dovezile? Care sunt dovezile
implicării sale în clubul de la Roma. Hai să vedem. În momentul în care nu cunoaștem nimic despre clubul de la Roma, cum a început, cum s-a finanțat, cine a scris limitele creșterii, Aurelio Pecei și Dennis Meadows, venind, bineînțeles, din mediul corporatist de pe atunci, în anii 60-70, în care spuneau efectiv că pe o planetă cu resurse limitate nu poți să faci profit la nesfârșit. De ce nu ne documentăm înainte să vorbim? Ne place să criticăm? Și oare de ce o facem? De ce criticăm? Ne este teamă că un oarecare europarlamentar, nu-i așa, l-am numit mai devreme, vine în circumscripția noastră pentru că s-a spus, în clip nu apare, l-a spus după aceea. Vine în circumscripția noastră să racoleze, să spunem așa, din echipa noastră pentru a-i aduce în echipa lui? Ne deranjează lucrul ăsta? Sau ce anume ne deranjează? Faptul că nu l-a sunat niciunul dintre aceștia pe soțul dânsei? Să-l întrebe: dom'le, ce faci, cum te simți? Știu că ai pățit, ia uite, dom'le, ai pățit ceea ce ai pățit. Dom'le, te susținem, te sprijinim, ai nevoie de ajutor, vrei să te ajutăm cu ceva? Da, e corect. Nimeni nu dintre cei vizați nu l-a abordat în niciun fel. Dar de ce trebuie să dăm în ei? De unde are bani? No, domnul Călin Georgescu. Nu știu, hai să-l întrebăm. În măsura în care Diana Șoșoacă a fost foarte la începutul pandemiei, foarte pozitivă cu privire la Călin Georgescu. L-a promovat, vorbea despre dânsul, despre proiect, mergea în țară, a fost la Chiusbaia, în Baia Sprie, la Borangic Niculescu, a promovat mici producători. Cumva făcea treabă pentru acest proiect al micului producător. A înțeles că este vorba de micul producător. Atât. Dar nu a citit niciun cuvințel din Cumpăna României. Citiți și dumneavoastră, vedeți. Dacă este ceva globalist acolo în cartea dânsului, în această cărticică micuță, în care, apropo, nu știu dacă e vreun globalist care să-i facă post față cărții. Să vedem dacă se vede. Domn profesor dr. Pavel Chirilă. Da? Cine străbate paginile acestei cărți constată cel puțin trei lucruri. Textul ei este scris cu durere. Este și o durere a străbunilor, pe care Călin Georgescu, ca orice patriot autentic și demn, o resimte. Este și o durere a noastră, a contemporanilor lui, care asistăm la o disoluție nefastă a spațiului geografic și etnic al poporului român. 2. Firul roșu al acestei cărți este fierbintele sentiment că România este o țară bogată, dăruită de Dumnezeu cu toate bunătățile Universului, cu tezaurul credinței creștine, cu incapacitatea genetică a poporului român de a face rău cuiva. 3.
Societatea românească exprimă sinteza bizară a unei toleranțe maxime a populației față de asupritorii și batjocoritorii neamului. Împreunată cu genialitatea unor români, cu jertfelnicia unor eroi și cu asceza unor sfinți. Asta vede cel care străbate paginile acestei cărți. Asta constată. Cel puțin trei lucruri. Deci, domnul doctor Pavel Chirilă, așa, a citit carte. Noi îi spunem și al patrulea lucru. Cine străbate paginile acestei cărți constată că are un proiect de țară. Unde este proiectul de țară al Dianei Iovanoviș-Ușoacă? Nu se vede. A, sigur, activism civic, declarații politice, sigur. Toată lupta pe plan senatorial, în Parlament, sigur. Acțiunile juridice, sigur. Unde este proiectul de țară? Foarte interesant că după acest sau după această intervenție, un alt prieten de-al Dianei Șoșoacă, oarecum din anturajul, n-am spune din echipa dânsei, nu știm, nu prea cunoaștem, și anume Mihai Rapcea, avocat, a făcut o intervenție în două părți, pare mi se, pe canalul său de YouTube, despre ce este socialismul, comunismul și distributismul. Sau ce este socialismul, capitalismul și distributismul, în probabil această formă. Noi am făcut, la începutul intrării noastre pe spațiul video al YouTube, o serie de episoade despre distributism, în care am spus foarte clar ce este distributismul. De asemenea, am avut o serie și avem în continuare de articole ce este comunismul. Se confundă ideea socialismului cu comunismul. Puteți să vedeți, nu o să vi arătăm, nu o să vă arătăm prezentarea lui Mihai Rapcea. Ne-am uitat și noi la ea. Puteți să o vedeți pe canalul său de YouTube. Vă recomandăm. Este foarte interesantă, sigur. Dar o să vedeți de ce abordăm acest subiect, pentru că e interesant cum vorbește despre proiectul de țară. Da, Mihai Rapcea vorbește despre proiect de țară. Un proiect de țară nu este făcut doar din niște puncte care urmează să fie atinse. Eradicarea sărăciei, eradicarea corupției, bla bla bla. Nu. Că astea le au toți. Un proiect de țară este format, are la baza lui o intenție, o substanță, o manieră de lucru, un mod în care inițiatorul proiectului își propune să schimbe mentalitatea, să schimbe filozofia de viață a celor care îi urmează conceptul, îi urmează viziunea politică și apoi în baza acelei schimbări de mentalitate să poți realiza cu adevărat acțiune și prin acțiune să atingi mijloacele pe care și scopurile pe care ți le dorești. Fără să dea nume, fără să spună nici măcar despre cumpăna României sau hrană, apă, energie, dar vorbește despre distributism. Spunând de asemenea și despre faptul că nu există țări distributiste în lume. Parțial fals. Repet, vă recomand să vizionați materialul lui Mihai Rapcea, foarte interesant. Dar vă spunem, parțial fals.
Nu știu dacă a auzit Rapcea, sau poate că o fi auzit, dar nu a introdus în prezentarea sa, despre societatea Mondragon din Țara Baștilor, o societate, nu știm dacă mai este activă, o societate comunitară distributistă. Despre cecomurile americane? Nu vorbește. Despre zona Emilia-Romagna din nordul Italiei? Distributistă. Nordul Italiei, mai țineți minte. Nordul Italiei e acela afectat de globalismul ăsta pandemic. Nu menționează, Rapcea. Nu menționează nici măcar despre băncile cooperatiste care la noi printre altele. Nu mai vorbim de perioada interbelică, nu intrăm în detalii. Am intrat, și o să mai vorbim. Bănci cooperatiste care duduiau la noi, erau peste 100 în toată țara, în perioada interbelică, nu vorbește despre asta. Nu vorbește despre faptul că în perioada interbelică, datorită distributismului, noi am avut o creștere fulminantă după primul război mondial, economică, o creștere uriașă a economiei micului producător, proprietar producător. De asemenea, nu vorbește nici despre Grameen Bank, banca cooperatistă din Bangladesh, înființată de Muhammad Yunus, unul dintre marii distributiști ai Asiei. Astea sunt puține informații pe care le cunoaștem, dar sunt multe altele despre această chestiune. A vorbit despre proiectul de țară, în care a spus că proiectul de țară, în primul și în primul rând, ce trebuie să conțină? Trebuie să vină cu o schimbare de mentalitate sau să-l ajute pe om, pe român, să-și schimbe mentalitatea. Cei care ați citit cartea Cumpăna României știți foarte bine că exact despre asta este vorba. Eu nu sunt politician și nu voi fi niciodată membru de partid. Eu pot însă construi un regim de demnitate națională care să salveze neamul românesc. Pentru aceasta este nevoie de ordine, bună credință și cuvinte puține. Poate vă întrebați de ce vorbește atât de puțin Călin Georgescu. Mi-era vorba aceea, vorbim puțin, dacă. Vorbim puțin, mâncăm puțin și veghem mult. Și mai presus de orice, trebuie să avem un ideal comun, să credem în veșnicia poporului român, care este mai mult decât un popor, este creatorul unei civilizații. Cumpăna României. Cei care n-ați citit-o, vă rugăm să o citiți. Este o carte micuță. Cred că o puteți devora într-o singură zi, câteva ore. Pe tren, când mergeți pe tren, poate plecați la Cluj, la Iași și o vizitați în circumscripție pe Diana Iovanu Leșoșoacă. Sau o vizitați echipa. Citiți această carte. Cu siguranță dânsa n-a citit-o. Vorbea de proiectul de țară. Oare de ce? De ce așa? De ce sunt coincidențele acestea? Mihai Rapcea vorbea despre proiectul de țară în intervenția sa, în prezentarea sa. Și apoi a spus că proiectul de țară mai trebuie să conțină și niște puncte foarte practice și metodice de restabilire a ceea ce vrea să se restabilească, economia, evident, și alte lucruri, socialul, politicul, etc. De ce oare? Poate că Mihai Rapcea o fi citit cartea. Dar de ce am spus? Am citit cartea Cumpăna României. Și te întreb și eu pe tine, Mihai Rapcea. Ai citit cartea Cumpăna României?
Foarte interesantă această coincidență. Imediat după intervenția Dianei Șoșoacă în acel lung interviu de la Rock TV, problema este inclusiv cu domnul Călin Georgescu, care, apropo, ultima sa intervenție a spus foarte clar: eu mă adresez direct poporului român, nu folosesc Facebook. Da, însă se adresează foarte puțin în această perioadă. Este extrem de puțin cunoscut și înțeles în București, printre bucureșteni. București, care este un oraș extrem de globalist. Extrem. Am spus-o odată și o să mai spunem. Trebuie să se facă cunoscut și în București. Nu, din păcate, nu a venit la protestul din 21 decembrie, de solstițiul de iarnă. Nici unul dintre membrii Asociației Pământul Strămoșesc. De unde are bani? Probabil că Diana Șoșoacă crede că are bani de la Soros. Se vede, cum să zicem, dacă dânsa vorbește despre incultura juridică a unora pe care îi acuză, noi o acuzăm de incultură politică. Nu cunoaște deloc doctrinele politice. Și poate că ar trebui să cunoască. Poate că ar trebui să știe ce este socialismul, apropo de prezentarea lui Rapcea. Ce este comunismul? Ce este neomarxismul? Poate că ar trebui să citească Das Kapital de Karl Marx. Poate că ar trebui să studieze ce a scris unul precum Antonio Gramsci. Da. Poate că ar trebui să se documenteze înainte să vorbească despre cineva anume. Și poate că ar trebui să-l urmărească bine de tot și să vorbească cu acel cineva pe care îl critică, ca făcând parte din Clubul de la Roma, că este prin masonerie, în măsura în care nu e. Încă o dată, dacă ar fi fost mason, în secunda 2 era eliminat pentru ceea ce spune și face. Foarte simplu. Nu poți să... Niciun mason nu vine cu un proiect de țară gratis pentru noi. Niciunul. Mai ales acum, în perioada asta. Nici unul. A, vinde apă, hrană. Mai știu eu ce. Și mai știi noi ce. Energie. Mai e și energie. Energie. Hrană, apă, energie. Acesta este proiectul. Un proiect de nișă? Bun. Am fost provocați. De aceea am spus că s-a lansat o provocare în spațiul acesta cosmic online, eteric, între ghilimele. Și vom face un anunț. Revista România Culturală RRC Podcast, podcastul nostru, de acum încolo va face câteva episoade în care vom explica pe cât se poate de simplu și bine metodic și sintetizat proiectul de țară, așa cum apare în Cartea Cumpăna României. Nu vom da tot, nu vom intra în detalii, pentru că nu și are rostul. Fiecare poate să citească. Și nu facem un marketing la această carte, pentru că nu ne interesează, nu avem scop lucrativ. Nu suntem, nu primim bani pentru asta. Gratis. Dacă domnul Călin Georgescu ne-a dat un proiect de țară gratis, ce spunea în interviurile de la începuturile pandemiei? Nu vă cer nimic în schimb. Da, o să răspund prezent atunci când poporul român mă cheamă, dar nu în orice condiții. Pentru că poporul român poate să spună: domnule, vrem să ne dai bani. Din ce? Eu am venit să vă redau demnitatea, să vă aduc aminte de ceea ce ați fost
sunteți și mai puteți să deveniți. Nu să mâncați pâine și circ. Tins pe felia de la micul dejun. Poate chiar din toate mesele principale. Pâine și circ. Ca să tărgănați timp de 32 de ani. Dacă nu era pandemia, Diana Șoșoacă nu exista ca și senator. S-o audă și dânsă. Dacă nu era pandemia, nu exista ca senator. N-avea de ce, n-avea motiv. Sigur, rămânea cu activismul ei civic și atât. O cunoșteau cei care o cunoșteau. Nu o țară întreagă și nu la nivel internațional. Ar trebui să fim, cum să spun, recunoscătoare pandemiei, efectiv, că a ieșit la rampă. Dar Diana Șoșoacă nu cunoaște, înainte de Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030, nu cunoaște că la acea strategie s-a lucrat ani de zile. Nu cunoaște, dinainte de aceasta, câte conferințe a ținut în țară Călin Georgescu, așa cum am mai spus. Da, în momentul de față, Călin Georgescu este foarte puțin cunoscut prin nucleul ăsta globalist al Bucureștiului, pe care iată-l, îl vedem cum este. Sigur, nu a fost pe 21 decembrie, sau poate că o fi fost, dar nu știm noi, la protest. Sigur, nu a stat foarte mult la protestul din 2 octombrie. Ne-ar fi propus să stea mai mult. Vedeți, noi aducem critici constructive, nu destructive. Și în niciun caz nu spunem marș. Nu avem tupeul ăsta al unui orgoliu bine spălat în urechi de altul eșuat din spatele lui la nivel, așa zis, politic, dar bun în ceea ce privește activitatea civică, socială, activismul civic. Foarte bun. Dar pe politic, picaj total. Ca să-l vedem pe Cătălin Berenghi, despre el este vorba. Spunând pe Facebook, pe pagina sa, nu voi mai candida niciodată. După eșecul, evident, la primăria capitalei. Adabir cu fugiți. Păcat. De ce spunem că este o legătură între cei doi? Sunt foarte buni prieteni. După aceea să vorbească Cătălin Berenghi despre Călin Georgescu. Nu mă interesează acest pseudopatriot și toți pseudopatrioții din AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, i-a pus în aceeași oală. Într-o altă postare de-a lui pe Facebook, puteți să căutați, este acum câțiva ani. Nu mă interesează pentru că este mason, pentru că Clubul de la Roma, pentru că multe altele. Doamnă Diana Șoșoacă și Florian Colceag, mentorul dumneavoastră, a fost membru în Clubul de la Roma. Poate că ar trebui să intervină domnul Florian Colceag, pe care îl respectăm enorm. Este mare geniu, antrenor de genii. Mare geniu, antrenor de genii. Și bineînțeles,
Se cunoaște cu domnul Călin Georgescu. Fost colegi, sunt și prieteni. În fine. Poate că ar trebui să intervină. Ce este această competiție între patrioți? Previzionăm un picaj în în popularitatea doamnei Șoșoacă. Așa nu se vorbește despre nimeni, indiferent cât de pseudopatriot este. Nici cu marș, nici cu i-a tras-o, îmi scuzați expresia. Ce să facem? Să le dăm dreptate celor care spun că folosește un limbaj de mahala? Sau cumva este inspirată de Vadim Tudor? Dumnezeu să o odihnească. Pentru că... Dar, deși, sigur, a spus adevăruri Vadim Tudor, nu scuză nimeni și nimic nu-l scuză în comportamentul său ieșit din comun de coleric. Lipsește foarte multă diplomație doamnei Diana Șoșoacă. Iar domnului Călin Georgescu îi lipsește multă implicare. Reală. În viața civică. Să se facă cunoscut. Ok, nu folosește Facebook. Dar cum? Unde? Nu prea îl vedem. Proiectul de țară, deși a fost realizat de către Călin Georgescu, este un proiect al nostru al tuturor. Oricine poate să-l pună în practică. Oricine poate să trăiască distributist, să trăiască în familia sa ca un mic producător. Oricine. Orice om pe această planetă, nu numai român. Nu numai român. Oricine poate să pună în practică tot ceea ce scrie în Cumpăna României. Vom face și noi, așa cum am anunțat, o serie de episoade despre acest proiect, în care vom încerca să explicăm prin ceea ce am înțeles, prin ceea ce unii dintre noi punem în practică, ce înseamnă distributismul, iarăși vom relua. Pentru că se pare că nu s-a înțeles în mare parte. Ce este, domnule, cu distributismul ăsta? O, dar cu ce se mănâncă și în fond și la urma urmei, de ce ne interesează pe noi, domnule Mihai Rapcea? Păi de ce nu spuneți? În perioada interbelică noi am fost distributiști, micul producător, proprietar, lucrător, cultivator de pământ și crescător de animale. Am spus-o în episodul cu educația financiară, episodul 19, mi se pare, parcă era. De ce nu spunem toate aceste lucruri? Cine ne interesează pe noi distributismul, domnule? Noi care trăim în București. Cine am fost noi? Am fost distributiști. Nu se spune nimic despre Ion Mihalache, n-am menționat. Da, despre Mihail Manolilescu, despre teoria organică, teoria statului organic a lui Eminescu, care e la urechea mea aici. Îmi șoptește în cască. Competiția între patrioți, semipatrioți, pseudopatrioți sau cum vor să se numească ei și mai ales cum faptele îi arată, nu ar trebui să existe.
Este un nou pas către o nouă dezbinare. Facem apel la înțelegere, facem apel la la faptul de a vedea că ei toți fac aceleași lucruri sau aproape și vorbesc aceeași limbă, nu neapărat românească. Limba patriotă. Cu toții vorbesc despre unitate, cu toții vorbesc despre români, voi știți cine sunteți, aveți forță, faceți treabă. Fiți micul producător. Faceți ceea ce vă aparține. Nu avem nevoie, trebuie să naționalizăm toate resursele țării, nu avem nevoie nici măcar de un cui, cum spunea Iustin Pârvu, părintele Iustin Pârvu. Nici măcar de un cui nu avem nevoie să importăm, că putem să facem noi. Sigur că da. Iată, gândire distributistă. Altul pe care nu l-a menționat Mihai Rapcea. Sigur, fiecare poate să vorbească despre distributism, noi nu punem niciun monopol pe chestiunea asta. Să vorbească, să dezbată, să prezinte. Sunt idei. Hai să ne antrenăm, să vorbim, să ne lămurim. Dar înainte de toate trebuie să fim dinpreună. Nu există niciun dinpreună în momentul de față. Ceea ce credeam că este o mare unire pe 21 decembrie sau chiar pe 2 octombrie, anul trecut, un an la muchie, pe muchie de cuțit. Vizitați acel episod al nostru, pe muchie de cuțit, așa se numește. În momentul de față suntem deja, ne aruncăm cu noroi. L-ați văzut vreodată pe Călin Georgescu certându-se cu vreun userist, cu vreun penelist, cu vreun peselist, la cuțite? Nu, și nici nu-l veți vedea. L-ați văzut vreodată pe Călin Georgescu atacând și țipând, mă rog, verbal? Atacând verbal și țipând la cineva, pe cineva anume, dintre cei cu care mai apărea prin interviuri? A, construiește case, hambare, nu știu ce, silozuri, etc. Dom'le, nu asta trebuie să facă. Poate că nu. Dar cu ce bani o face, nu? Asta ne interesează pe noi. La trecutul proiectelor de țară, legea Cojocaru, varianta Cojocaru, Constituția cetățenilor, cumpăna României, modelul de țară, adică Constantin Cojocaru, Dumnezeu să-l odihnească, Călin Georgescu, încă mai este în viață, iată, vorbim despre dânsul, Florian Colceag, la fel, în această ordine respectivă, da? Nu o cunoaște și nici nu o să o cunoască dacă nu vrea. Diana Iovanovici-Oșoc. Nu cunoaște istoria patriotismului încă din 1990 încoace. Nu cunoaște că am avut un proiect de țară care, dacă erau alții în locul lui Saul Bruckner și Marcel Ilici, alias, da, Silviu Brucan, respectiv Ion Iliescu, dacă erau patrioți în locul lor, astăzi eram un hinterland. Erau a doua Elveție, România. Toți eram antreprenori, adică lucrători proprietari. Iar distributismul era politică economică de stat. Ce știe echipa de patrioți mai nou înființați în plan de mie, pe care îi respectăm?
despre economia național-democratică, despre capitalul distributiv. Nimic. Au fost 42 de episoade la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane, în 2014, cu Constantin Cojocaru la Miron Manega, prieten cu Diana Șoșoacă, la fel ca și Florian Colceag. Da. Florian Colceag, care a lucrat, printre alții, la modelarea acestui proiect denumit Constituția Cetățenilor. 42 de episoade la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane, în care Constantin Cojocaru, în principal, și alții, precum Ioan Roșca, desigur, și Florian Colceag, explică Constituția Cetățenilor. Astăzi avem Legea Suveranității, spre exemplu. O mică bucățică din acea mare Constituție a Cetățenilor. O carte de 600 și ceva de pagini, comentată și adnotată pe înțelesul tuturor. O găsiți pe constituțiacetățenilor.ro. Nu este site-ul nostru, este site-ul altor oameni care prin sudoarea frunții l-au construit de-a lungul timpului și iată că încă mai există. Și acolo se vorbește despre suveranitate și despre redarea suveranității, exact cum se vorbește în legea suveranității inițiată de Dan Chitic, avocat. Foarte mult respect avem și pentru dânsul. De ce ne atacăm? De ce Diana Șoșoacă îl atacă pe Călin Giurcescu și pe Cristian Terheș? Și poate și pe alții. De ce îi atacă? Nu cumva avem un singur scop împreună? Nu cumva vorbim aceeași limbă patriotă împreună? Nu cumva ar trebui să fim dinpreună? Adică să ne dăm mâna și să lucrăm împreună? Cum ar putea Călin Giurcescu să lucreze cu Diana Șoșoacă în condițiile date? Un asemenea limbaj? Nu o spune dânsul, o spunem noi. Dânsul nu atacă. Dânsul are alte treburi. Da, îl așteptăm. În perioada următoare poate o să facă o apariție mai clară în acest spațiu bucureștean, globalist, care puțin câte puțin, apropo, deși se construiește mult, nu vor mai fi proprietăți private, personale, ale unor cetățeni de rând, precum apartamente, ci vor fi în chirie. Proprietatea privată este a dezvoltatorilor imobiliari. Investitori. Vizitați episodul nostru cu educația financiară și să vedeți acolo că există o parte în cadranul banilor prin care Robert Kiyosaki ne descrie calitatea de a fi investitor. Există investitori globaliști și există investitori naționaliști. Acestea fiind spuse, vă lăsăm să trageți concluziile. Repetăm, vom face în curând o serie de episoade în care vom explica proiectul de țară, hrană, apă,
energie. Nu vindem hrană, apă și energie? Nu. În care vom prezenta cumpăna României în câteva episoade. Sub 10 la număr. Nu vom da toate detaliile pentru că nu vrem să obosim pe nimeni. Ca românul să înțeleagă ce are. Măcar un pic de recunoștință să avem pentru un proiect de țară atât de mic. Are n-are 200 de pagini, 181 pic. În măsura în care modelul de țară, de asemenea, domnului doctor, profesor doctor Florian Colceag, geniu antrenor de genii. Da, are o nouă supranumire acum, sau o supranumire mai completă, pe care îl respectăm și îl stimăm și la care facem apel. Să iasă în public și să spună, domnule, e corect? Sau nu este corect să atacăm pe cineva care ne-a dat un proiect de țară? Indiferent cât de mult bine face în momentul de față sau nu face țării. Indiferent dacă e prezent sau nu la proteste. Indiferent dacă scoate sau nu oamenii în stradă. Și să ne lămurească și pe noi. Dom'le, hai să vedem și cealaltă parte a poveștii. Din partea lui. Facem apel și îl chemăm la a spune public ce e de spus. Astfel că încheiem și noi intervenția noastră aici. Iată, dragi prieteni, lucrurile nu stau foarte bine. Repet, am început cu piciorul drept și se pare că dansăm cu stângul. Mie să nu dansăm țunțoroiul așa pe propria noastră pierzanie. În loc să fim tari, să fim uniți, să avem forță să lucrăm împreună și dinpreună, ne atacăm între noi. Sau poate că atacul vine doar dintr-o singură parte. Cu siguranță vine dintr-o singură parte. Să sperăm că nu vine și din alte părți. Au mai fost mici conflicte, intrigi între patrioți, dar trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că suntem pe cale de dispariție. Ca și popor, ca și neam. De aceea facem ceea ce facem și de aceea am lansat această revistă România Culturală. Să mai salvăm și noi din cultură cât mai putem. Nu am venit să dăm lecții nimănui, dar să împărtășim cu voi ce am înțeles și noi și ce avem și noi în spatele nostru. Pe cei mari. De la urechea noastră, care ar trebui să ne sufle în ureche vorbele înțelepte. Am consemnat. La mulți ani, dragi români, fiți uniți, nu fiți dezbinați, înțelegeți că vorbim aceeași limbă, avem același scop, trăim împreună aici, indiferent dacă ne călcăm sau nu pe bătături, și ar trebui să ne dăm mâna într-un hor al unirii și să facem, să vorbim, să simțim și să gândim la fel. Acestea fiind spuse,
Vă spunem bună seara. Sau noapte bună. Și să ne revedem cu bine și la episoadele următoare. Iată că am ajuns la episodul 22 din 2022. 2, 2, 2, 2, 2. 2. Toată această pleiadă de 2 ne aduce aminte că trebuie să fim 1, nu 2. Încă o dată vă spunem la revedere și toate cele bune pe toate planurile să vi se îndeplinească în noul an 2022.